Potrivit unui nou studiu, complexitatea neuronală și cognitivă a caracatiței ar putea proveni dintr-o analogie moleculară cu creierul uman. Caracatița este un organism excepțional, cu un creier și capacități cognitive extrem de complexe, fiind unică în rândul nevertebratelor. Atât de mult încât seamănă mai mult cu vertebratele decât cu nevertebratele în mai multe aspecte. Complexitatea neuronală și cognitivă a acestor animale ar putea proveni dintr-o analogie moleculară cu creierul uman, după cum a descoperit un studiu recent. Această cercetare arată că aceleași gene săritoare sunt active atât în creierul uman, cât și în creierul a două specii, Octopus vulgaris, caracatița comună, și Octopus bimaculoides, caracatița californiană. Este o descoperire care ne-ar putea ajuta să înțelegem secretul inteligenței acestor organisme remarcabile. Secvențierea genomului uman a dezvăluit încă din 2001 că peste 45% din acesta este compus din secvențe numite transpozoni, așa numitele gene săritoare, care se pot muta dintr-un punct în altul al genomului unui individ, amestecându-se sau duplicându-se. Dintre aceste elemente mobile, cele mai relevante sunt cele care aparțin așa numitei familii LINE, Long Interspersed Nuclear Elements, care se găsesc în sute de copii în genomul uman și sunt încă potențial active. Genomul caracatiței, ca și al nostru, este bogat în gene săritoare, dintre care majoritatea sunt inactive. Concentrându-se asupra transpozonilor capabili de a copia și lipi, cercetătorii au identificat un element din familia LINE în părțile creierului, cruciale pentru capacitățile cognitive ale acestor animale.